Stimați colegi, atenție dumneavoastră, s-a propus o ordine de zi din 8 subiecte. Între timp vreau să vă anunț că de către președintele Parlamentului au fost repartizate două, mai bine zis, trei proiecte de legi pe care astăzi două să le examinăm, cele de fapt, noi ieri le-am examinat, am dat aviză, iar astăzi ele au fost repartizate nouă în calitate de comisie raportoare. Și urmează astăzi încă o dată să le examinăm ca și să dăm nou aviz, dar să dăm rapoarte la acest proiect de legi. Unul este introdus în ordine de zi. 4087, el nu l-am examinat încă. Urma să nu, acel cu 60, e referitor la cu audiovizualul proiectul. Ieri l-am examinat pe, cu aviz. Astăzi este 477, aviz de deja la raport. Și 477 care s-a propus dumneavoastră în calitate de, adică subiectul numărul 7 din ordine de zi, în calitate de comisie raportoare, să examinăm acest proiect. Deci, în afară de aceasta, adică în afară de acele 8 subiecte care sunt propuse, 8 subiecte de bază, vreau să vă propun să mai introducem ordine de zi încă două proiecte. Este vorba de acest proiect 460, care noi ieri l-am examinat și am dat aviz, legat de codul serviciilor media audiovizuale. Și alt proiect 481, modificări, legii prin modificarea unor acte normative, modificări la legea privind statutul ofițerului de informații și securitate și legea serviciului de informații și securitate. Stimați colegi, dacă nu vă supărați, am să pun la vot propunerile care am venit. Să introducem în ordine de zi suplimentare aceste două proiecte, 481 și 460. Da, Dina? Da. Nu înțeleg ce spuneți. Împuteți, vă rog, ceilalți microfoane, vă rog. Încă o dată, vă rog. Da, poftim, Dina. În cadrul discuțiilor cu fracțiunea, din numele fracțiunii solicităm amânare examinării politicii bugetare fiscale și cele trei bugete, pentru că public documentele au fost făcute luni, ieri de abia a ajuns cu masa deputaților și este rațional să amânăm examinarea, pentru că proiectele sunt prea importante ca să fie examinate într-o timp foarte restrâns. Și evident sunt deja la etapa aceasta sunt foarte multe probleme. Am înțeles. Respectiv solicităm amânare și independență de disponibilitatea majorității care este în comisia juridică, voi vota ședința. Clar. Haideți să mergem pe mere postoplenia предложений, cum se spune, da? Cine este pentru introducerea proiectului 481 din 1 decembrie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea pentru, Novac. A prins microfonul. Bolea pentru. Suhadolski. Suhadolski pentru. Dolință. Pentru. Nichiforciuc Eugen. A prins microfonul. Pentru. Mersi. Plângău Dinu. Abținere. Abținere. Introdus în ordine de zi. Cine este pentru introducerea suplimentară în ordine de zi ca și raport? Proiectul 460 din 23 noiembrie 2020. Bolea pentru. Novac. Pentru. Suhadolski. Pentru. Dolință. Pentru. Nichiforciuc.
Pentru. Mersi. Plângăudinu. Abținere. Mersi. Introdus în ordine de zi. Următoarele propuneri. Так, și asigurărilor sociale și asigurărilor medicale tot? Adică toți trei din nou? Da, toți patru. Ok, am înțeles. Cine este pentru excluderea din ordine de zi proiectului numărul 3 din ordine de zi 473 din 1 decembrie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea, împotrivă. Novac. Împotrivă. Suhadolski. Împotrivă. Dolință. Алла Алексеевна, микрофон включите. Импотрива. Никифорчук. Импотрива. Дину Плангав. Мерси. Менценутым орден дзе. Чини есть пентру, а эксклюди дим орден дзе проекту 474, проекту леди фондурилор асигурери облигатори для ассистенции медикалы пентру 2021. Боля, импотрива. Новак. Împotrivă. Суходольский. Împotrivă. Долинца. Împotrivă. Никифорчук Юджан. Împotrivă. Дину Плангал. Împотрива. Са менционутом орнензе. Următорul проект 475. Проектul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Cine este pentru excluderea acestui proiect în орнензе? Боля, împotrivă. Новак. Împotrivă. Суходольский. Împotrivă. Долинца Алла. Împotrivă. Никифорчук Юджан. Împotrivă. Плангаудино. Пентру. Самин ценутым ордене дзе. Урматуру проект политика бюджетара 476, да? Да. 476 din 1 decembrie 2020. Cine este pentru excluderea acest proiect din ordine de rog să vă expuneți. Боля, împotrivă. Новак. Împotrivă. Суходольский. Împotrivă. Долинцева. Împotrivă. Никифорчук Юджан. Опринц, вы рог микрофон. Împotrivă. Дина Плангал. Сомнин ценут. Acum, permiteți-ne să supun votului întreaga ordinii, întreaga ordinii de zi. Dați eu să supun votului, că suntem în procedură de vot din nou și după asta și un minut îți acord. Stimați colegi, cine este pentru aprobarea ordinii de zi din 8 subiecte și 2 care au fost introduse suplimentar 481 și 460, rog să vă expuneți. Боля, pentru. Novac. Novac, pentru. Суходольский. Суходольский, pentru. Долинца. Pentru. Никифорчук. Юджан. Пентру. Плангаудину. Împotrivă. Мерси мулт, ордене дзе есть апробата. Дину, те рог. Președинте, Боря, dacă тут ați spus că nu există o majoritate parlamentară în plenul Parlamentului, dar aici, în Comisia Juridică, în Comisia Juridică, s-a format o majoritate pe ponderent în lipsitie alte fracțiuni de a se expune pe marginea unor subiecte atât de importante, considerăm lucrul ăsta este inacceptabil și pe viitor, evident, am solicitat să fie schimbat componența Comisiei Juridice și Mișe Mutez. În primul rând, dar în al doilea rând, deputații nu sunt o mașinărie de vot. Eu sunt sigur, mai mult decât sigur, că nici colegii dumneavoastră, nici colegii mei din Comisia Juridică din Mișe Mutez nu au reușit în atât să studieze de bine aceste patru proiecte, cât sunt foarte voluntari și noi acum ne transformăm ca o mașinărie de vot și suntem. Noi nu suntem din mașinării de vot, în primul rând, într-a doilea rând, noi suntem la avizarea acestor proiecte. În rândul 3, dacă nu aveți capacitatea de a studia aceste proiecte, eu știu, ține la latitudinea dumneavoastră radicarea competențelor și profesionalismului.
Puteți trece cursuri, puteți să... Domnul președinte, eu chiar dacă îți spun niște întrebări colegilor dumneavoastră, chiar dacă nu am reușit să văd tot și scris acolo, am studiat proiectul este și dacă mă asigur că îți spun niște întrebări, Dinu, ești neconsecvent, că de la început ai spus că n-ai studiat, acum spui că le-ai studiat. Când ai fost cinstit și sincer cu colegii? Eu, mesajul care am vrut să-l transmit colegilor din comisie, este să nu era nicio problemă dacă lăsam pentru că v-a zis ca să am înțeles. Mersi. Dumneavoastră, nu vorbiți din numele la toată comisia, că nimeni nu v-am fericit să faceți acest lucru. Stimați colegi, haideți că noi avem... Stimați colegi, noi avem... Dumneavoastră până la urmă, dar nu vorbiți din numele tuturor, pentru că noi am studiat, vreau să vă informez pe dumneavoastră personal, noi am studiat aceste proiecte și chiar azi dimineață ne-am întrunit și în ședința fracțiunii unde am stat pe larg acest proiect. Dacă dumneavoastră nu ați făcut din vari motive acest lucru, vă rog frumos, nu vă dați cu părerea că nu au făcut-o toți. Noi de dimineață la 8 deja eram în ședința fracțiunii, când dumneavoastră probabil mâncați puteam roade cu unt acasă. Давайте начнем, стимас колеги. Окей. Ми дискузия, стимас колеги, а май парвенит. Инка он проект, который тот мы ерлам экзаменат. Каш... Și am dat aviz și tot astăzi el a fost redirecționat proiectul de lege privind statutul limbii ruse pe teritoriul Republicii Moldova. Iată, este unul din coautori. De fapt, și eu sunt autor la acest proiect, dar este colegul nostru Adrian Lebedinski, care, ca și autor, a solicitat să-l introducem acum în ordine de zi suplimentar. Dați, vă rog, încă o dată numărul proiectului. 459. Domnul Nicolae, ce număr? 459 din 23 a 11 2020. Solicit votul dumneavoastră, stimați colegi, pentru introducerea suplimentară la proiectul 459, care este venit din partea autorului și solicită insistent să fie introdus. Noi ieri am dat aviz, astăzi nou ne-a direcționat acest proiect la raport. Cine este pentru introducerea suplimentară în ordine de zi? Proiectul 459, vă rog să vă expuneți. Bolea pentru. Novac. Novac pentru. Suhadolski. Suhadolski pentru. Dolin Țala. Pentru. Nichiforciuc Iugean. Pentru. Mersi mult. Haideți să începem chiar cu acest proiect 459. Domnul Lebedinski, așezați-vă, vă rog, aici. Da. Procedura e foarte simplă. Dumneavoastră vă așezați, eu... Dumneavoastră vorbiți. Da. Ca la comisariatul de poliție, vă pun fața dumneavoastră pe aceasta camera și chiar sărdeșne priznanie s vașei strane. Da, dar trebuie să vă înregistrați la date corecte personal. Bun, stimați colegi, este un proiect destul de simplu, dar în același timp politic complicat. Am primit multiple mesaje de la diferiți actori pe piața noastră, care nu sunt de acord, dar noi avem obligațiunea prevăzută de articolul 13 alineatul 2 Constituția Republicii Moldova, care stabilește că urmează statutul limbii ruse să fie apărat pe teritoriul Republicii Moldova. Și anume din aceasta am venit cu propunerea prin prezenta lege să fie reglementat folosirea limbii ruse în calitate în relațiile interpersonale din sfera privată. Nu este reglementat, dar este reglementat ca limbă de circulație interetnică.
Și respectiv, cea mai mare modificare care este propusă este că în organele puterii de stat, administrații publice locale, întreprinderi, instituții publice primesc cererile scrise și verbale depuse de către cetățeni în limba de stat sau în limba rusă, le examinează și le prezintă răspunsul în limba corespunzătoare. Și le prezintă răspunsul în limba corespunzătoare în care a fost depus cererea respectivă. Și conducătorii organelor respectivi sunt poartă răspundere pentru nerespectarea prevederilor prezentei legi. Întrebări, stimați colegi. Doamna Angela, bună ziua. Noi ieri am audiat avizul și obiecțiile consultantului și a comisiei referitor la respectarea articolului, adică respectarea legii 100. Introduceți, vă rog, toate aceste obiecții în raport. Nu este necesar să fie dat citire, deoarece ieri am dat citire avizului și în principal nu se schimbă mare lucru. De aceea, dacă nu sunt întrebări la proiectul dat, sunt întrebări? Nu sunt. Stimați colegi, cine este pentru a da un raport pozitiv pentru prima lectură la proiectul 459 din 23 noiembrie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea pentru. Novac. Pentru. Suhadolski. Pentru. Dolin Țala. Pentru. Nichiforciuc Iugean. Pentru. Mersi mult. S-a dat raport pozitiv la proiectul 459. Următorul proiect 460 din 23.11.2020, domnul Lebedinski, vă rog. Da. Proiectul a fost elaborat pe baza propunerilor care au pervenit de la Consiliul Audiovizual, Teleradio Moldova, Moldtelecom și de la o parte din petițiile care, sesizările care le-am primit anterior. Doamna Dorin, să închideți, vă rog, microfonul. În comisie cu privire la modificarea, necesitatea modificării codului serviciilor media-audiovizuale. Astfel, noi introducem noțiunile necesare pentru funcționarea multiplexului, adică televiziunii digitale pe teritoriul Republicii Moldova, cum sunt autorizații de multiplex și avizi de utilizare, reșind de faptul că majoritatea televiziunilor nu sunt în stare să respecte acea grilă de 8, respectiv 4, 2 ore pentru produs local. Noi le reducem, se propune reducerea de la 6, 3 și o oră. Același lucru îl facem și pentru radiouri. Se exclude, adică se introduce noțiunea de confidențialitatea surselor de informare și, în principiu, alte așa, modificări esențiale nu vedem. Astăzi a avut loc dezbateri inclusiv online cu specialiștii, cu organizațiile non-guvernamentale. Ei au promis că amendamentele care le au ei o să le prezinte comisiei de fond. Clar. Mersi mult. Întrebări, stimați colegi? Propuneri tot nu sunt, da? Nina tot a pregătit avizul. În principiu inserăm fix aceleași obiecții care au fost prezentate în aviz în raport. Stimați colegi, este cineva cine este împotrivă sau s-a abținut de a da un raport pozitiv la proiectul numărul 460 din 23 noiembrie 2020? Nu este. Mersi mult, unanim din cei prezenți 5. Plus. Următorul proiect 481 din 487. Vă rog mult, faceți o pauză. Următorul proiect este 481 din 1 decembrie 2020. Stimați colegi, cine îl prezintă? Grigori? Ok, să-l prezint eu. Stimați colegi, deci este vorba despre un proiect, după părerea mea, unul tehnic. Esența principală a proiectului derivă din
necesitatea subordonării instituției cum este Serviciul de Informații și Securitate subordonării Parlamentului. Cunoaște cu toții că activitatea Serviciului de Informații și Securitate este supusă controlului parlamentar și în cadrul Comisiei Parlamentare Securitate Națională, chiar la nivel de regulament a Parlamentului, este creată subcomisia privind controlul activității SIS-ului. De aceea este propunerea ca să fie susținut acest proiect, deci care ține de proceduri speciale de numire în funcții a directorilor, vicedirectorilor de către Parlament, reguli speciale cu privire la acordarea gradilor speciale supreme conducerii și a gradilor speciale pentru ofițerii, suboficerii din cadrul gradilor speciale pentru ofițerii din cadrul Serviciului de Informații și Securitate. Aceste modificări se fac la lege prin statutul ofițerului de informații și securitate. Cine a pregătit raportul? Mihai? Eu, domn președinte. Da, poftim. Domn președinte, conform note informative, prezentul proiect de lege a fost elaborat în vederea trecerii activității Serviciului de Informații și Securitate a Republicii Moldova sub controlul parlamentar. În acest sens, directorul și doi adjuncți ai săi urmează a fi numiți în funcție de către Parlament. Doar o obiecție de ordin tehnico-legislativă, la articolul 4, alineatul 1, odată ce legea intră în vigoare, odată pe care monitorul oficial, să menționăm că prin derogare de la prevederile articolului 56 alineatul 2 din legea cu privire la acțiile normative, prezenta lege intră în vigoare data publicării monitorului oficial al Republicii Moldova. Se acceptă. Introduce asta în, în raportul comisiei. Stimați colegi, deja... care sunt propunerile? Este propunerea de a susține acest proiect și de a propune plenului Parlamentului votarea lui în două lecturi. Sunt obiecții? Nu sunt obiecții, atunci supunem... Poftim? Nu sunt obiecții. Propunerea de a fi spus vorba. Mersi mult, stimați colegi, cine este pentru a aproba raport pentru două lecturi la proiectul 481 din 1 decembrie 2020, rog să vă expuneți. Zbolea pentru. Suhadolski. Suhadolski pentru. Novak. Novak pentru. Долин Цала. Pentru. Eugen Nikiforciuk. Pentru. Mersi beaucoup. Aprobat pentru două lecturi. Următorul proiect care ați spus... 477. 477. Iarăși, numărul 7 din ordine de zi. Colegul nostru, Adrian Lebedinski, poftim, domnul Lebedinski. Stimați colegi, odată cu recunoașterea de către Curtea Constituțională a legii 3465 din 99 cu privire la funcționarea limbilor vorbite din 89, da, cu privire la funcționarea limbilor vorbite teritoriul Republicii Moldova, am venit cu un proiect nou al acestei legi în care au fost stipulate noțiunile și respectiv aplicarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Moldova în diferite ramuri. Cum este funcționarea limbii în organele puterii de stat, administrație de stat, instituțiilor publice, întreprinderi, limba de procedură în cauzele penale, civile, contravenționale și arbitraj, utilizarea în domeniul educației, științei și culturii și în denumire, informații și publicitate. De asemenea, a fost introdus un capitol nou, ocrotirea limbilor de stat. Limbii de stat și ca propuneri venim la dispoziții finale și tranzitorii. Guvernul timp de 12 luni de la data intrării în vigoare prezentei legi să prezinte Parlamentul propuneri privind aducerea legislației în vigoare în concordanță cu prezenta legi.
Am o întrebare. Și totodată se propune ca la data intrării în vigoare prezentei legi să fie abrogată legea numărul 3465 din 89 cu privire la funcționarea limbilor vorbite pe teritoriul Republicii Sovietice Socialiste Moldovenești. Da, când intră în vigoare legea? Timp de o lună de zile de la data publicării. Adică noi n-am stabilit un termen separat. Ok. Întrebări, stimați colegi? Nina, te rog. Dar am halt. Dați-i voi. Da. Propunerea este o lectură. O lectură. Prima lectură. Proiectul de lege, inițiativă legislativă a unui grup de deputați care propun adoptarea unei legi cadru cu privire la funcționarea limbilor vorbite, din considerent că prin hotărârea Curții Constituționale numărul 17 din 2018 a fost declarată desuet legea 3465. Proiectul propune garantarea de către stat a limbii de stat în toate sferele vieții sociale, culturale, politice și în educație. Totodată se propune limba rusă să-i se ofere statut de limbă de comunicare interietnică. Din punct de vedere redacțional, ceea ce o să fie stipulat în... Din punct de vedere alte obiecții nu sunt. Stimați colegi, întrebări? Autorul a propus susținerea pentru prima lectură a proiectului 477 din 1 decembrie 2020. Supun votului cine este pentru a da un raport pozitiv pentru prima lectură la proiectul 477 din 1 decembrie 2020. Rog să vă expuneți. Bolea pentru. Novac. Pentru. Suhadolski. Suhadolski pentru. Dolin Țala. Pentru. Eugen Nichiforciuc. Pentru. Mersi mult. Cu 5 voturi pentru, unanim din cei prezenți, s-a dat un raport pozitiv la acest proiect. Următorul proiect, la revedere, numărul 478, 2-3 minute, din 1 decembrie 2020, este un proiect al unui grup de deputați, prezintă Grigore Novac, poftim. Da, mulțumesc, președinte, stimați colegi. Proiectul de lege a fost elaborat drept urmare a unui șir de factori care indică că legea numărul 151 cu privire la transmiterea cu titlul onoros a unui bun imobil a fost adoptată fără să ține cont de mai mulți factori de interes public național. Nu a fost zbătut pilarul socialiști din diferite domenii, societatea civilă, autoritățile publice locale și așa mai departe. Astfel este dimensionat că la elaborarea și aprobarea legii numărul 151 a fost încălcat un șir de prevederi constituționale, cum ar fi articolul 2 alineat 1, cum ar fi articolul 9 alineat 2, articolul 32, 34, 46 din Constituția Republicii Moldova. Concomitent, au fost încălcat un șir de acte internaționale la care țara noastră este parte și aduc drept exemplu doar articolul 21 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, care stipulează expres că orice persoană are dreptul de a lua parte la conducerea treburilor publice ale țării sale. Nu a fost luat în calcul că bunul imobilizat este amplasat în centru istoric al capitalei noastre, iar în acest sens, cei care au avut intenția de a face în străinarea acestui bun imobil nu s-au consultat cu specialiștii din domeniu, cu arhitecții, nu au avut în general o dezbatere publică acest capitol. Este dimensionat că complexul sportiv de stadionul Republican pe parcursul mai multor decenii a fost arena principală a sportului nostru autohton, devenind astfel în conștiința socială un simbol național. Dar au fost intenții, țineți minte deja ca să nu răpesc foarte mult timp, au fost diferite intenții de a se construi, ori mai bine zis, reconstrui edificii sportive pe acest teren.
odată ce ideea de reconstrucție a complexului sportiv a fost formată și acceptată de majoritatea absolută a societății, la schimbarea acesteia se cerea să fie aflată opinia cetățenilor, dar nu chiar, dacă, chiar chiar și un referendum la urma urmei desfășurat, dacă se dorea, pentru a exclude toate interpretările sau, în general, de a afla opinia societății. Tot la acest capitol este menționat că faptul că autoritatea publică locală, adică primăria municipiului Chișinău, este în proces de elaborare a planului general urbanistic al capitalei și intențiile de orice tip vis-a-vis de acest bun imobil urmează a fi ghidate și ținând cont exclusiv și de acest obiectiv important de interes public. Adică noi la ziua de azi nu avem încă un plan general urbanistic definitivat, care ar fi zbătut pe larg și acceptat de specialiști în domeniu. Iar faptul că au fost ignorate și aceste aspecte importante ne poate duce la situația în care pot apărea divergențe între administrația publică locală cu viziunea săraș vis-a-vis de centrul istoric al capitalei și ținând contul de planul general urbanistic și propriu zis de proprietarul bunului imobil. Deja știți că pierderea acestui bun imobil de către autoritățile statului au fost dur criticate de sportivi, de societatea civilă, de ONG-uri, de partidele politice, deci practic de toți. Deci, luând în calcul toți acești factori și ținând cont de interesul public național, rog susținerea acestui proiect. Domnul ședinte, am atât am vrut să spun. Mersi mult. Tak, la noi doamna Angela, da? Doamna Dastic. Bună ziua. Bună ziua. Poftim, vă ascultăm. La obiecte de tehnică legislativă ori juridice nu este, nu se pot fi adusă la acest proiect. Am înțeles. Care sunt propunerile, stimați colegi? Propunem pentru o lectură sau pentru două? În principiu este un proiect tehnic. Eu aș propune să susținem, să dăm un raport pentru două lecturi la acest proiect. Autorul ce spune? Da, domnul președinte, cred că ar fi oportun două lecturi. Mersi mult. Stimați colegi, atunci supun votului cine este pentru a da un raport pozitiv pentru două lecturi la proiectul 478 din 1 decembrie 2020. Rog să vă expuneți. Bolea pentru. Novac. Pentru. Suhadolski. Pentru. Dolință. Pentru. Nichiforciuc. Pentru. Mersi bocum. Este aprobat raport pentru două lecturi. Так, următorul proiect, ca să mergem așa mai repede și după aia să avem o leac mai mult timp să discutăm referitor la bugete. Proiectul 466, inițiativa unui grup de deputați, proiect de hotărâre privind constituirea Comisiei Speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19. Vă rog. Stimați deputații, propune atenție dumneavoastră proiectul de lege 466, proiectul de hotărâre 466 pe 2020. Prin acest proiect de hotărâre se propune constituirea Comisiei Speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19 și conform proiectului această comisie urmează în termen de 7 zile să prezinte proiectul pachetului de măsuri urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19. În 7 zile. Conform, gata, am înțeles. Conform proiectului, 7 zile. Ok. Și constituirea comisiilor speciale este prevăzut de articolele 32-33 din regulamentul Parlamentului și articolul 33 reglementează modul de constituire, de activitate și de raportare. Numărul necesar de semnături este, da?
Da, este inițiativa, este unui grup deputat, da, adică îi corespunde cerințelor din punct de vedere a tehnicii legislative și de punct de vedere a cerințelor nu sunt de identitate. Întrebări, stimați colegi? Nu sunt. Constituim comisia. Nu, este o întrebare. Da, poftim. Da. Nu, noi numai ieri am auzit de la conducerea și guvernului și a țării multe lucruri se face acum populiste. Într-adevăr apare întrebarea comisia aceasta, dacă trebuie să fie făcută, instituită. Nu cred că este cazul să fie instituită azi, că trebuie să fie instituită 2-3-4 luni în urmă. Și pașii care astăzi îi întreprinde Partidul Democrat nu fac altceva decât să facă populism în această situație în care i-au plecat 2 zile de la guvernare. Adică 2 zile în urmă nu era nevoie de această comisie. Uh-huh. Și vreau să întreb care o să fie diferența instituirii acestei comisii și acțiunile de ceea ce face guvernul sau ceea ce face comisia. No, domnule Cărciuc, foarte bine că alături se află de noi și doamna ministru, domnul Răveanu. Noi putem, dacă e posibil, să întrebăm și opinia doamnei ministru referitor la această inițiativă prin constituirea Comisiei Speciale pentru identificarea măsurilor urgente privind depășirea crizei sanitare provocate de COVID-19. Stimate domnule președinte, stimați membrii comisiei, bună ziua! De fapt, eu sunt de acord că la etapa respectivă necesitatea instituirii unei astfel de comisii nu există. Apropo, tot în condițiile legislației, pe platforma Ministerului, începând cu luna ianuarie, activează o comisie intersectorială în domeniul sănătății publice, care a venit și cu un plan de pregătire și de răspuns la infecția COVID-19, care este a doua oară revizuit, aprobat de către Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică. Și scriem comisii pe lângă comisii în continuare, asta nu o să facă altceva decât o să fragmenteze eforturile noastre pe platformele diferitor comisii. Și încă un moment, deci noi avem și o conlucrare cu Comisia Parlamentară, apropo de profil, și chiar acum se audiază situația epidemiologică, se vin cu recomandări în contextul dat, adică prea multe comisii pentru noi ca și specialiști în domeniu. Clar. Întrebări, stimați colegi. Domnul Cinci, eu susțin poziția doamnei ministru, pentru că lucru, cred că ca și toți din noi dorim ca să depășim această criză, să luptăm cu pandemia, dar să luptăm eficient, dar nu politic, declarativ și prin populism. Propunerea dumneavoastră să respingem proiectul. Eu am să mă abțin de la asemenea comisie. Clar. Domnul Vac, poftim. Eu nu văd logica, dar continuitatea acestei comisii. Cu ce se va ocupa această comisie, da? Pentru că, până la urmă, dacă sunt careva propuneri bune, logice și sănătoase, ele și așa pot fi acceptați, fără a crea comisii de dragul comisiilor. Noi am creat atâtea comisii, deja le-am pierdut și numărul. No, și da. Încă o comisie în plus, nu zic cineva că nu a creat comisii. Că ați văzut, la ultima ședință, deja deputații și refuzau să mai fac parte din aceste comisii, ținând cont de câte sunt ele și mulți dintre noi înțeleg că ele au un caracter populist mai mult și nu un caracter care într-adevăr ar aduce tot valoare la tot ceea ce facem. Tak, stimați colegi, propunem pentru votare raportul. Cine este pentru a da un raport pozitiv la proiectul de hotărâre 466 din 26 noiembrie 2020? Rog să vă expuneți. Bolea, eu mă abțin. Sincer vă spun, nu știu ce... Până la urmă știți cum într-adevăr în 7 zile comisia să identifice măsuri urgente privind depășirea crizei, e clar lucru și la fiecare măsură urgentă care s-o propună trebuie să fie și o acoperire financiară acestor măsuri și alte chestiuni. Просто, чтобы давать советы,
Eu cred că sovietnici avem foarte mulți, mai mult ceea ce a spus și doamna ministru, că există și o colaborare cu Comisia Parlamentară de Profil. Bine, Bole, abținere, Novac. Novac propune ca... Împotrivă? Iacov, Rotundu, Buza, Ciubuc, Repeja și Jostan, lasă ei să identifice tot ce au identificat și să propună... Înscris ministerul, da? Dar la proiect eu sunt împotriv. Clar. Suhadolski. Так, Новак împotrivă, Суходольский обценере. Долин Цал. Обценере. Никифорчук Юджан. Да, pentru că dacă se durea pe are într-adevăr a unei comisii, eficiente, trebuie să fie semnat sau de comisie, sau de reprezentanță fiecărei fracțiuni. E clar. Să fie un lucru comun, dar populism nu acceptăm. Deci, abținere. Nu a întrunit numărul necesar de voturi, rămâne latitudinea plenului. Так, 4 обценер, вот împotrivă. Мерси мулт. Ши, înainte de bugete, ultimul proiect la lectura 2332 din 16 iulie 2020. Stimați colegi, noi săptămâna trecută am examinat pentru lectura 2 proiectul respectiv. Dar mă rog, întotdeauna sau cum spunea un clasica politicii internaționale получилось как всегда. A venit peste termen un amendament a deputatului Dan Perciun referitor la proiectul 332 a unor colegi din fracțiunea Partidului Șor. Eu vă amintesc că el este legat de sancționarea persoanelor care ultragează medici, lucrători medicali și concretizarea noțiunii de medic și lucrător medical în codul penal. Domnul Perciun propune la articol 287 a alinea 2 codul penal. Să se introducă litera E cu următorul conținut. Da, ține el de proiectul dat? Poftim? Ține că e codul penal, dacă e 287, e infracțiuni de huliganism. Mhm. Care privește la infracțiuni de huliganism, litera E cu următorul conținut. Împotriva personalului din învățământul general, tehnic și superior în sensul articolul 53, articolul 59 și articolul 117 din Codul Educației, numărul 152 din 2014 și aflat în exercițiul funcției. Deci asta este amendamentul. Bine, eu urmează să-l supun votului ca să nu spună că comisia nu a examinat sau ceva de genul ăsta. Cu toate că ar putea să nu dau curs acestui amendament, deoarece a fost depus neregulamentar. Să-l declarăm inadmisibil, să-l transmitem înapoi. Dar, mă rog, vă rog mult să vă expuneți referitor la susținerea sau nesusținerea acestui amendament. Eu mă abțin. Novac, Grigore. Abținere. Suhadolski. Suhadolski, abținere. Долин Цала. Можно повторить, Соля? Deci, amendamentul lui domnul Dan Perciun. La articolul 287 alinea 2 din Codul Penal se introduce litera E împotriva personalului de învățământ general tehnic și superior în sensul articolul 53, 59 și articolul 17 din Codul Educației, aflat în exercițiu funcției. Toți până acum s-au obținut. Dumneavoastră? Obținut. Tot obținut. Ok. Mulțumim. Poftim. Nichiforciuc, Eugen. Abținere. Nici nu știu ce să... Comisia nu a luat... Ok. Haideți să atunci încă o dată votăm raportul pentru lectura a doua, ținând cont de acest amendament a domnului Dan Perciun,
Cu indicarea în raport, comisia nu a luat nicio decizie vis-a-vis de susținerea sau acceptarea sau neacceptarea acestui amendament. Rămân la latitudinea plenului, deci expunerea vis-a-vis de acest amendament, dacă va fi supus votului, solicitat de către autor. Și haideți încă o dată să dăm pe raport pentru lectura a doua la proiectul 3.3.2 din 16 iulie 2020. Cine este pentru a da raport pentru lectura a doua? Bolea, pentru. Novac. Pentru. Suhadolski. Pentru. Dorin Țala. Я не слышал, Алла Алексеевна. Пентру. Спасибо. Евгений Никифорчук. Пентру. Мерси молд. Садат рапорт позитив пентру лектура 2. Цин конди ачел амендамент, кэра фос пропуст ди кэтре домну Дан Перчун. Următorul proiect 473, proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Doamna ministru, vă rog. Stimate domnule președinte, stimați membri ai comisiei, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2021. Din start menționez că este vorba despre un buget echilibrat, astfel încât veniturile constituie 25.095.092,3 lei, ținând cont de mijloacele bugetului de stat care vor acoperi deficitul de mijloacele proprii de 3.191.557,4 lei. Veniturile bugetului asigurărilor sociale de stat se estimează cu o creștere și este vorba de o creștere de 6,8%, adică 1,6 miliarde lei. Contribuțiile de asigurări sociale de stat au fost prognozate în sumă de 15.080.098 lei, iarăși este vorba despre o creștere cu 7,5% față de contribuțiile care au fost precizate pentru anul 2020. Transferurile care vor fi primite de la bugetul public național sunt în sumă de 9,7 miliarde de lei, dintre care 6,5 miliarde sunt transferuri curente, deci primite cu destinație specială, și adică este vorba de plata prestațiilor sociale care se achită din bugetul de stat, și transferurile care sunt primite cu destinație generală, adică în cazul dat vorbim de necesarul de mijloace financiare pentru a acoperi deficitul, de 3,1 miliarde lei. Suplimentar, foarte succint am să trec pe subprograme, deci subprograma protecție în caz de incapacitate. Noi prognozăm o creștere de 10,6% mai multe mijloace financiare sau este vorba de 82,9 milioane lei. La subprogramul protecția persoanelor în iatate este vorba despre 15,6 miliarde lei. Și este cel mai mare subprogram, de fapt, care înglobează 62,2% din totalul de cheltuieli și este în creștere cu 6,7% mai mult. Aici vorbim și de majorarea mărimii medii a pensii și de politica de reexaminare a pensiilor pentru pensionari care continuă să activeze în câmpul muncii. Protecția în caz de pierdere a întreținătorului, deci vorbim de 331,6 milioane lei, sau o creștere de 20%, această creștere fiind determinată de acordarea unei plăți noi, și anume indemnizația urmașilor personalului medical decedat în lupta cu COVID, dar și reexaminarea pensiilor pentru pensionarii structurilor de forță. Din câte cunoașteți, aici a fost o majorare de la 30 și pentru un grup, altul grup de la 40% până la 50% pensie de urmaș. Protecția socială a familiilor cu copii, deci este estimată la 2,8 miliarde sau este o creștere de 15,4%, condiționată de majorarea indemnizației unice la naștere de la 8.299 lei la 9.459, majorarea cu 100 de lei a indemnizației lunare pentru creșterea copiilor în cazul persoanelor neasigurate, dar și a plafonului minim pentru persoanele asigurate, precum și majorarea indemnizației lunare de suport în cazul nașterii multiple dintr-o singură sarcină. Protecția șomerilor, de fapt, prognozăm 79,9 milioane de lei.
La protecția socială a persoanelor cu dizabilități prognozăm 2.970.108,8 lei, sau este vorba despre 11,8% din totalul de program. Susținerea suplimentară a unor categorii de populație, vorbim de 512,6 milioane lei. Protecția socială în cazuri excepționale, de fapt este vorba despre programul de ajutor social și ajutor pentru perioada rece a anului, este planificat 1.130.118,1 milioane. Protecția socială a unor categorii de cetățeni, vreau să vă zic că aici sunt 470 milioane, dar este o creștere de 36,7% și în special este condiționată de majorarea locațiilor sociale pentru veteranii de război. Vă aduceți aminte, am prezentat în plenul Parlamentului și a fost votat în două lecturi, majorarea locației lunare de la 300 la 500 de lei, majorarea locației cu 100 de lei pentru persoanele cu dizabilități din rândul veteranilor, pentru persoanele care sunt decorate cu ordine și medalii, deci pentru munca asiduă și serviciu militar impecabil în spatele frontului. Și inclusiv este vorba despre majorarea cu 300 de lei la anul viitor a unor prestații pentru un grup de persoane din rândul participanților la lichidarea avariei de la Cernobâl. În contextul celor enunțate, rog susținerea acestui proiect și suntem gata ca să răspundem la întrebările care apar din partea deputaților. Întrebări, stimați colegi? Mai activ, vă rog. Domnul ministru, probabil nu la proiectul asta, mi se pare că la politica bugetară fiscală, da? Eu cunosc că s-au adresat avocații, juriști, cei care sunt liberi profesioniști și au fost în discuții lungi cu ministerul cu privire la ajustarea, taxele fixe sau plafonate pentru plățile astea de asigurări sociale. Cunoaștem cu toții, avocații plătesc aceste plăți, dar la final beneficiază de o pensie de 700-800 de lei, adică o pensie minimă care poate să acorde statul. Vrem să vă întreb dacă ați găsit vreo formulă ca să, într-o oarecare măsură, să fie o echitate socială în acest sens față de ei. Domnule președinte, cu adevărat am avut mai multe runde de consultări cu liberii profesioniști, aici vorbim nu doar de avocați, dar și notari, și executori, judecătorești. Vreau să vă zic că ca să nu beneficieze doar de pensie minimă și inclusiv acel ajutor de deces care le este garantat în condițiile actuale ale legislației, era vorba de achitarea deci a contribuțiilor din veniturile pe care le realizează și atunci corespunzător era calculat pensia reieșind din acele contribuții de asigurări sociale pe care le-au realizat. Cu regret vreau să vă zic că nu a existat un consens în acest aspect, clar că s-a mers în continuare pe achitarea unei taxe fixe, dar ceea ce s-a coordonat, pentru că vine în special din partea celor care sunt tineri, sunt și de vârstă reproductivă, deci ei nu au drept într-adevăr acum la indemnizație de scurtă durată pentru incapacitate. Ca de exemplu, un buletin de boală, concediu de maternitate care nu este achitat, deci în condițiile, sau chiar și aceeași dizabilitate, deci ei în cazul respectiv nu acced la acele prestații care le sunt garantate. Deci ei s-a mers pe majorarea acestei taxe fixe, deci pentru liberii profesioniști din domeniul justiției, dar li se va garanta dreptul la toate prestațiile de asigurări sociale, inclusiv cele care sunt de scurtă durată. Totodată, ca și o formulă de compromis, deci în politica bugetar fiscală va fi elucidat acest aspect, se revizuiește impozitul pe venit pe care îl achită persoanele date prin diminuarea acestui, dar asta a fost și echilibrarea. Exact, aceasta a fost și echilibrarea și formula de compromis cu care s-a ajuns. Da, dar majorarea, eu am înțeles, plafonul practic se majorează de două ori la plata taxei. Deci el se majorează reieșind din acea prognoză a salariului de 8.422 de lei. Deci care este mediul pe economie. Da, exact. Și în condițiile respective se calculează deci din această prognoză.
Clar. Ok. Întrebări mai sunt, stimați colegi? Nu sunt. Poftim. Cine? Constantin, da? Constantin, la acest capitol a fost doar o mică necaritate la o trimitere. Așa. Trimiterea la legea 489 din 1999, dar în discuție cu domnul secretar de stat, ce subiect a fost epuizat, fiindcă subiectul este trebuie decorlat împreună cu legea politică bugetară fiscală. Și totodată nu știu dacă este relevant, poate nu am observat clauza de intrare în vigoare, respectiv pentru a nu apărea ambiguități. Bugete. Deci bugete pentru anul 2021 și nu apărea în vigoare. Uite, da. De ce au scăpat? Păi indicăm lucrul dat. Legea bugetului este indicat la 1 ianuarie. La 1 ianuarie. Da, da. Da, asta în rest, domnul președinte, obiecte la ce scăpat nu a fost depistat. Nu sunt, da? Ok. Stimați colegi, atunci spun votului în avizarea proiectului 473. Este cineva din 1 decembrie 2020? Este cineva cine este împotrivă sau se abține de a da un aviz pozitiv la proiectul 473? Nu sunt. Susținut unanim. Mersi mult. Următorul proiect 474. Proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. Doamne, să poftim. Mulțumesc mult, domnule președinte, stimați membri ai comisiei, prezint atenție dumneavoastră proiectul legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021. În proiectul legii fondurilor sunt prevăzute venituri în sumă de 11.144.097,3 lei și cheltuieli în sumă de 11.344.097,3 lei. Este un deficit de 200.000.000 care urmează a fi acoperit din contul soldului de mijloace bănești, ce se vor forma la finele anului 2020. Comparativ cu suma care a fost aprobată pentru anul curent, este prognozată majorarea veniturilor cu 2,7 miliarde sau cu 32,9% și a cheltuielilor fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală cu 2,9 miliarde sau cu 35,3%. Primele de asigurare obligatorii de asistență medicală, și atrag atenția deputaților, se estimează că vor constitui circa 5 miliarde 65,4 milioane lei. Pentru anul 2020, reieșind din situația pandemică, reieșind din problemele economice și pentru a nu decimpovora populația, se menține prima de asigurare obligatorie de asistență medicală sub formă de contribuții procentuale de 9%, iar în formă fixă, deci la același nivel, deci 4.056 de lei. Transferurile de la bugetul de stat la fondurile asigurării obligatorii de asistență medicală pentru asigurarea persoanelor neangajate pentru care guvernul are calitatea de asigurator, deci vor constitui 2.931.583.000 lei, adică este vorba de o majorare cu 79.848,6 lei comparativ cu anul 2020. Totodată, transferurile de la bugetul de stat în sumă de 2.761.793,8 lei pentru acoperirea cheltuielilor aferente creșterii salariilor. Deci noi ne propunem că începând cu 1 ianuarie, deci anul 2021, să mergem cu următoarea etapă de majorare a salariilor pentru personalul medical cu 30%. Cheltuielile totale însă pentru acoperirea acestor majorări de salarii, inclusiv cele trecătoare și majorările care le propunem, vor constitui 2.931.689,7 lei, dintre care 606.782,7 lei vor fi direcționate pentru acoperirea suplimentului pentru lucrătorii medicali care sunt implicați în lupta cu COVID, deci acele 100% pentru sistemul spitalicesc care se acordă din salariile de funcție și 50% pentru asistența medicală primară. Din fondul de bază se planifică a fi acumulate 11.181.367,5 lei sau o creștere de 35,9% comparativ cu nivelul care a fost aprobat pentru anul 2020. Pentru asistența medicală primară avem 2,9 miliarde lei cu o majorare de 29,6%.
În acest program, în mod special, sunt prevăzute deci acțiuni sau măsuri, haideți să spunem, pentru asigurarea pacienților cu diabet, cu preparate antibiotice, compensarea unor tipuri de dispozitive medicale, glucometri, pungi colectoare pentru stome, extinderea listei medicamentelor compensate. Totodată, sub programul asistență medicală specializată de ambulator, deci sunt prevăzute mijloace financiare 989,7 milioane lei sau o creștere de 27,3%. Îngrijiri medicale comunitare la domiciliu. Suma planificată este de 98,5 milioane lei sau o majorare de 44,8%. Asistența medicală urgentă prespitalicească este vorba despre 1.074.462.000 lei, o majorare de 52,1%. Asistența medicală spitalicească este planificată suma de 5,8 miliarde sau este o creștere de 39,5%. Clar că această componentă este în special centrată pe acoperirea cheltuielilor pentru serviciile spitalicești care sunt acordate pacienților, deci suspecți, probabil sau confirmat cu infecția COVID-19, prestarea serviciilor acordate în cadrul programelor speciale, dar și cheltuieli pentru transplant și fertilizare in vitro, acoperirea cheltuielilor pentru servicii de reabilitare când vorbim despre reabilitarea post-COVID. Servicii medicale de înaltă performanță, 246 milioane sau o creștere de 9,8%. Programe naționale și speciale în domeniul ocrotirii sănătății, 45 de milioane. În special va fi direcționată pentru imunizarea populației, deci precum și reducerea deci, riscului de îmbolnăvire prin aspecte și de informare. Dezvoltarea și modernizarea instituțiilor în domeniul ocrotirii sănătății, deci este vorba despre 15 milioane, chiar dacă este o diminuare deci, acestui subprogram cu 5 milioane, vreau să vă duc la cunoștință că avem două proiecte finanțate deci, din proiectul Băncii Mondiale, dar și proiectul CEP, unde doar în proiectul Băncii Mondiale, deci este vorba despre 30 de milioane de euro, în proiectul CEP este vorba de 40 de milioane de euro, care va fi direcționat preponderent pentru dotarea instituțiilor spitalicești cu dispozitive medicale performante, inclusiv măsuri de reparație a secțiilor de terapie intensivă și a secțiilor deci, infecțioase. Respectiv, în condițiile date din aceste proiecte, vom consolida baza tehnico-materială deci, a instituțiilor medicale, nu doar spitalicești, dar și asistența medicală primară, pentru că avem și aparate de rentgen pentru asistența medicală primară. Suntem la dispoziția dumneavoastră pentru a răspunde la întrebările care le aveți. Întrebări, stimați colegi. Eu am o întrebare. Comparativ cu dumneavoastră, deci a spus că aproape 6 miliarde de lei se vor acumula din plata contribuției de asigurări pe medicale. Da. 2 miliarde, aproape 3 miliarde vor veni din bugetul de stat pentru acoperirea majorărilor salariale. Uh-huh. Restul banilor de unde vin? Deci bugetul de stat, de fapt, sunt două cifre. 2.931.583.000 lei, deci care vine pentru a asigura, deci a acoperi cheltuielile pentru asigurarea medicală a persoanelor asigurate de către guvern. Vorbim aici de pensionari, persoane cu dizabilități. Da, și 2.761.793.000 lei. Deci asta este transferul pentru majorarea de salarii. Și vreau să vă atrag atenția atunci când am avut prezentarea proiectului, este pentru prima dată în istorie, de când există fondurile de asigurări obligatorii de asistență medicală, când se modifică coraportul, contribuția statului în coraport, contribuția angajaților. Deci dacă în anul 2020 contribuția statului constituia 35% și restul era din partea angajaților, prin achitarea primilor sau deja plata fixă, deci pentru prima dată, deci acum statul vine cu 54% contribuție și deja 46% vine din contul angajaților. Dar este deci cu adevărat un precedent de prioritizare a sistemului de sănătate. Clar. Întrebări, stimați colegi? Nu sunt. Punem la vot. Este cineva ce nu este împotrivă sau se abține de a da un aviz pozitiv la proiectul 4? Stop.
Doamna Angela Dastic, vă rugăm. Doamna Angela. Da. Propuneri de tehnică legislativă nu sunt. Obiecții? Nu. Nu sunt. Mersi. Suntem în procedură de vot, stimați colegi. Cine este cineva cine este împotrivă sau se abține de a da un aviz pozitiv la proiectul 474 din 1 decembrie 2020, proiect lege fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2021? Nu este nimeni. Mersi, unanim. O zi bună. Unanim s-a dat un aviz pozitiv. Următorul proiect 476 din 1 decembrie 2012, domnul Dorel Noroc, poftim, politica bugetară fiscală. Stimați domn președinte, stimați deputați, prezint atenția dumneavoastră proiectul de lege ce vizează politica bugetară fiscală pentru anul 2021, specificul anului 2020 legat de situația epidemiologică, dar și calamități naturale în sectorul agricol, impune noi adaptări la politicile bugetar publice de natură bugetar fiscală. De aceea, proiectul de lege conține atât măsuri de diminuare a presiunii fiscale, cât și de introducere de noi mecanisme de subvenționare. O să trec în revistă principalele propuneri care se găsesc în proiectul politicii bugetare fiscale și ne referim la măsuri de diminuare a circulației numerarului în economia națională, uniformizarea cotelor impozite pe venit, majorarea scutirilor acordate persoanelor fizice, în special vorbim de scutiri pentru persoane întreținute, în creștere cu 50%, una mai pronunțată, reducerea de la 18% la 12% a cotei impozitelor pe venit pentru persoanele care activează în domeniul justiției, extinderea termenului de aplicare a facilităților fiscale la impozit pe venit pentru sectorul IT până în anul 2023, eliminarea impozitării dividendelor distribuite în folosul persoanelor juridice, urmând a fi aplicată reținerea de 6% către destinatarul final, persoană fizică sau nerezidență, aplicarea impozitului pe venit în mărime de 3% pentru dobânzile obținute de persoanele fizice, modificarea regimului TVA în agricultură prin aplicarea unei cote reduse TVA de 12% pentru îngrășăminte și fertilizanți, concomitent cu aplicarea aceleași cote pentru producția agricolă primară, reducerea cotei TVA de la 15% la 12% pentru sectorul Horeca, permiterea la deducerea sumei TVA aferentă procurărilor în cazul în care a avut loc calamități naturale, extinderea programului de rambursare a TVA-ului până la 30 septembrie 2021 pentru producători agricoli care au fost afectați în anul 2020, acordarea dreptului la răstire TVA în cazul în care agentul economic face modernizări de mijloace fixe, că îi face reparații capitale cu un scop investițional, stabilirea cotelor accizului pe perioada de 3 ani, și anume pentru produsele de tutun, creșterea cu 15%, băuturi alcoolice 5%, produse petroliere 9%. Stabilirea accizilor pentru mijloace de transport reieșind din eliminarea prohibițiilor la importul acestor. De asemenea, se propune diminuarea pragurilor valorice a contrabandei, ce cade sub incidența legislației penale pentru a fortifica capacitatea organului VAMAL în lupta contra contrabandei. Instituirea mecanismului de subvenționare a creării locurilor de muncă prin subvenționarea salariilor în cazul angajării tinerilor, cetățenilor aflați peste hotare și persoanelor cu dizabilități. Suma alocațiilor în bugetul de stat este prevăzută de 200 de milioane de lei. Instituirea mecanismului de subvenționare a agenților economice ce colectează, reciclează și valorifică ambalajele. De asemenea, o serie de propuneri vizează consolidarea autonomiei financiare și decizionare a autorităților locale, și anume, anularea reducerii de 15% la achitarea impozit bunuri mobiliare, efect 34 milioane de lei în bugetele autorităților locale, acordarea dreptului autorităților locale din localitățile rurale, de a stabili de sine stătător limita impozitului pe bunuri mobiliare de la 0,305% până la 0,34%. Actualmente ei nu au acest drept, este prevăzut în codul fiscal 0,31% o sumă fixă. Acordarea competențelor de a stabili taxe locale speciale pentru prestarea serviciilor publice locale, altele decât cele prevăzute de codul fiscal, autoritatea locală fiind liberă să stabilească care taxe locale, care este mărimea și modul de percepere acestea. Proiectul de lege prevede de asemenea și măsuri de politică salarială și aici atrag atenția în special la majorarea sporului caracter specific pentru personalul medical cu 30%.
Având în vedere importanța acestui proiect de lege, în special pentru mediul de afaceri, fiind pronunțat în susținerea mediului de afaceri, rog susținerea acestuia. Întrebări, stimați colegi. Eu am o întrebare, iată, referitor la codul contravențional, este în politică bugetară fiscală, referitor la plățile efectuate mai mult de 100.000 de lei. Ce s-ar vedere, cine ar fi sancționat pentru... Prima ce vreau să spun, că această normă de 100.000 de lei, atunci când persoana fizică achită agentul economic, ea sunt în vigoare de la 1 mai și sancțiunea trebuie să fie aplicată pe agent economic. Sancțiunea de asemenea va fi aplicată. Ok, dar acum, dacă de exemplu sunt, admitem, este un magazin de ceasuri, da? Da. Care, eu știu, un ceas poate acolo scoate 150-200.000 de lei. Și persoana fizică vrea să procure, da, acest ceas. Un lux, de fapt, da? Cum el poate să facă fără ca să... Eta, eu, pur și simplu, am citit pe această prevedere și mie nu mi-a fost clar cine o să fie sancționat. Că nu este scris explicit. Este scris în felul, am găsit acum. Încasarea plăților în numerar de la cetățeni. Adică încasarea o face agentul economic, respectiv și el trebuie să fie acea persoană care odată ce a încălcat această normă să se aplice amendă de la 90 la 120 de unități convenționale aplicate persoanei cu funcții de răspundere, adică persoanei fizice din cadrul agentului economic și cu amendă de 240 până la 300 de unități convenționale. Deci el poate să facă doar juridice. Cu cardul? Doar sau cu cardul sau prin transfer bancar. Transfer bancar. Clar. A doua întrebare, cu cât se diminuează cotele pentru contrabandă, ca ele să fie sancționate penal și contravențional? De la cât până la cât? Adică cât este actualmente, se propune, acolo eu am văzut grila, da. De obicei, cât ați prevăzut diminuarea cotelor? Dacă permiteți... Da. Mă numesc Adrian Moroescu, sunt director adjunct al serviciului Romal. De fapt, ne propunem să modificăm cotele, și nu doar cotele, dar și formele contrabandei. Deci, în primul rând, dacă să vorbim la cifre, înjumătățim contrabanda care la moment este 795.000 de lei, forma ușoară, și forma agravantă este mult la 2 milion jumate. Până la 785 până la 400.000, da? Deci înjumătățim, dacă în cazul în care depistăm contrabanda în post, în cazul în care treci pe alături de post, iarăși se înjumătățește și formele agravante se mulțesc la 2. Clar, clar. Încă întrebări, stimați colegi, dacă sunt. Nu sunt. Nina, poftim. Sunt să specific un lucru legat de codul penal, modificările la codul penal, în care în articolul 134.14 unde se introduce articolul substanțe toxice, ceea ce are un noțiune destul de ambiguă. Prin substanțe toxice înțelegi substanțe cu acțiune drastică aflate sub control național. Avem legea 277 care prevede ce înseamnă substanțele toxice, și poate totuși le adaptăm la legea 277 unde sunt prevăzute substanțele cu risc major pentru sănătatea umană, pentru medie, substanțe care fac parte din lista substanțelor. Are puțin noțiunea de drastică, nu se regăsește. Deci noi special am introdus noțiunea asta aici și vă spun de ce cauză. Pentru că dacă privim ce înseamnă contrabandă, se primește că un gram de substanță toxică se echivalează cu un gram de substanță narcotice. La ce mă refer? Să nu spunem un gram, 500 de grame. Persoană fizică, din nordul țării,
Vă dau un exemplu simplu ca să mă înțelegeți corect. Merge la piața de la Mochiliov și cumpără un litru de substanță toxică ca să în grădină să se stopească. Mm-hmm. Niște DDT, karate, nu? Da, exact. El trebuie să pește frontier, el nici nu se gândește că să-l declare. Că un litru el costă copeici. Trebuie să pește frontier, oamenii și-l îl depistează și se începe proces penal. Adresându-se, în cazul în care noi ne adresăm la ANSA, la ANSA, ANSA ne spune că este o substanță toxică, toxică, nocivă și așa mai departe. Și, teoretic, persoana o să vășită o infracțiune de contrabandă. Din cauza asta, noi ne-am propus ca, prin prezentul proiect, în primul rând, să fie o listă clară de substanțe toxice care, într-adevăr, trebuie să fie pedepsite, introducerea lor prin contrabandă. Fiindcă, în caz contrar, noi ajungem la situația când noi pedepsim în același fel un traficant de droguri cu o persoană care vrea să stropească în grădină plantă. E același lucru. Da, dar în același timp noi trebuie să corăbărăm privirea legislației din și din. Că dacă o să fim două noțiuni diferite, mă credeți că nu o să ajungem la un lucru bun. Fix așa cum și cu proiectul cu care a fost retras de către guvern cu beneficiarul efectiv. În legea prin spălarea banilor este o noțiune și acum în vară s-a propus de către cineva o altă noțiune. Și de aia intră în contradicție una cu alta și leagă mâinile organului care trebuie să supravegheze lucrurile astea. Parțial sunt de acord, dar doar în cazul în care noi avem o nomenclatură privat de guvern care, într-adevăr, sunt substanțele acestea toxice sau ce trebuie să conțină aceste substanțe toxice ca să numească toxice, în sens, de ce noi ne apărăm? Pentru că în caz contrar, noi facem toată populația țării. E mai ușor să faci o hotărâre de guvern decât lucrurile astea să le introduci în legislație. Da. Risc major este aprobată de guvern, ea este. În general, conform legii 277, este aprobată de guvern cu toate clasamentele. La moment, ele au trei clasamente. Și, vă zic, orice substanță toxică care o cumpără o persoană fizică, în Ucraina, fiindcă în Ucraina piața este foarte liberalizată. Eu vă spun de cunoștință de practică. De ce înseamnă? Ce se întâmplă la ziua de astăzi? Deci orice substanță toxică care o cumpără persoană fizică din Ucraina, ea automat numerește în gradele acestea și automat persoana devine contrabandist. Și noi le punem, egalăm un contrabandist, o persoană fizică care și-a luat un kilogram de substanțele astea și le aduce acasă pentru dânsul, nici nu se gândește să le declare. Nici în gând nu are. El gândește pentru uz personal. Automat devine contrabandist ca și acela care aduce un kilogram de heroin. Diferența nu e niciuna. Merge pe același articol, pe același alineat. Și pedeapsa e aceeași. Ok. Mai departe, nu? Referitor la articolul 6 din proiectul de lege, cu privire, cred că e altă reprezentat, cu privire la condițiile de salarizare a membrilor CSM, atât din rândul judecătorilor, cât și din rândul profesorilor titulari. Vreau să conform hotărârii curții care o invocați în momentul procesării modificării, în se recunoaște constituțională poziția cu numărul 4 din legea privire la salarizare în sistemul public 270, dacă membrii CSM din rândul profesor titular se salarizează conform anexei 1, numărul 3 din tabelul numărul 1, anexa numărul 3 din lege. Conform modificărilor date, membrii din rândul profesor titular beneficiază doar de indemnizația echivalentă cu sau și plus la salariul la care l-au. Salariul l-au ca profesor titular. Membri, conform lei, da. Nu. Această indemnizație pentru participare la ședințe. Actualmente, care este salariul unui membru CSM, profesor titular de drept? Conform codului A, scris în
ședința Curții Constituționale, salariul e 13.120 de lei. Conform codului 1034. Este un drept dobândit și acum noi vrem să micșorăm, adică să schimbăm în general condițiile de salarizare a lor, să spunem că fraților voi ați primit un fel de indemnizație doar pentru participare la ședință. Indemnizația rămâne și astăzi ea tot este indemnizație, el nu-i salariu, doar că astăzi 13.120, cum se primește, este pentru luna întreagă. Inițial, proiectul transmis spre avizare de către Ministerul Finanțelor făcea diferență anume la codul acesta, dar după examinare de către Ministerul Justiției, Ministerul Justiției a venit cu formularea care a fost... Da, și mai formulez, ei vor mai primi după codul respectiv, funcție de demnitate public, membru, că asta ține de funcția membru din cadrul tabelului numărul 1 la alte funcții de demnitate public. Nu, ei nu vor primi doar indemnizația. Da. Hotărârea Curții Constituționale recunoaște constituțional doar în cazul în care ei vor primi așa salariu, conform codului 1034. Deci, ca să înțelegeți, legea cu privire la CSM nu face diferență, nu face absolut, dintre membri, fie din partea judecătorilor, fie din partea profesorilor titulari în drept. Ei iau aceleași drepturi și fix aceleași obligații. Plus la asta s-au făcut de asemenea diferite propuneri, modificări, inclusiv sunt avize ale Comisiei de la Veneția care stipulează că chiar și președinte a CSM-ului poate fi ales un membru titular de drept. În această ordine de idei, lucru dat inclusiv sub prisma hotărârii Curții Constituționale, care am menționat că nu trebuie să existe discrepanțe între salarizarea membrilor CSM judecători și membrilor CSM care sunt profesori titulari de drept. Nu știu ce a făcut Ministerul Justiției, dar cred că... Da, el într-adevăr se regăsește în avizul Ministerului Justiției. Dar cred că propunerea a fost una nejudicioasă și îi trebuie să mai răsfoiască inclusiv practica Curții Constituționale pe acest subiect. Dar noi o să indicăm în aviz pentru ca pentru lectura a doua să fie adus în concordanță. Și odată ce este dobândit un drept salarial, noi nu putem să-l diminuăm, astfel noi încălcăm și Constituția și prevederile hotărârilor anterioare ale Curții Constituționale. În rest? Pot să adaug. Da, poftim. În avizul lor au spus că aceasta este practica din CSP, că acolo membrii titulari sunt salarizați per ședință și sunt raportați la una a 10 din salariile președintelor, vicepreședintelor. Una a 20. Una a 20 la ei. Ținem de colegii de specialitate din cadrul CSM, unde sunt reprezentanți societății civile, care sunt salarizați per ședință, cu 1,20 din salariul judecătorilor la Curtea Supremă de Justiție. Asta și cumva i-a adus în concordanță pe ei, dar nu ține de statut. Asta e da. Colegiul disciplinar sau alți colegii, în primul rând, care îi poate să aibă o ședință o dată în lună. Dar membrii CSM-ului în fiecare zi sunt la ei. Plus la asta, eu chiar pot să vă dau și pe unde este o sursă de venit pentru salarizare sau aducerea în concordanță sau revenirea la situația la ziua de azi. Uitați-vă, vă rog, că acolo prevăd vreo 2 milioane și pentru reparații. Care reparații? Că ei sunt într-o clădire nouă. Și acolo sunt distrugeri, e monument de arhitectură din secolul 17 care necesită a fi, nu știu, reparat, împrospătat. Acolo e clădire, e bine mersi. În cazul lor chiar nu a fost scopul de a economisi ceva la bugetul de stat, fiindcă... Păi n-a să-și constă, da? Cât sunt, 4 sau 5 membri CSM-ului profesori. Plus la asta iau aceleași drepturi și aceleași obligații. Nu a fost... Nu se face în lege diferență, că voi veniți numai în ziua ședinților, marți, de la ora care și până la ora care. Ei pregătesc rapoarte, ei pregătesc
diferite chestii, pregătesc diferite proiecte de hotărâri, decizii a CSM-ului. Și ei, în sensul dat, în afara orilor, ei slab. Și plus la asta, dacă cineva crede că proiectul locul de bază, noi avem judecători care de asemenea practică la universitate sau undeva în școli specializate. Unii duc lecții la Institutul Național al Justiției, alții la universități. Și aici, în sensul dat, nu trebuie să facem diferență. Dar judecătorii membri la CSM, ei sunt eliberați de activitățile lor în judecătorii unde ei sunt și ei primesc salariu fiind ca membru a CSM, salariu integral pentru o lună. Da. Membrii titulari profesori de drept, ei activează în continuare în universități unde activează, primesc salarii pentru activitatea teorială, dar aici ei și până acum primeau doar indemnizații pentru ceea ce ei sunt desemnați ca membri. Noi putem să-i facem activitatea asta de bază. Profesorii de drept titular sunt salarizați pe cota 10,9 înmulțit la 1300 ca fiind funcționari cu demnitate publică. Judecătorii sunt salarizați pe cei care au până la 16 ani pe 11,79. Cei peste 16 ani, cu 12,29, înmulțit cu 2600. Este coeficientul. Diferența de salariu e destul de mare. Foarte mare. Adică dacă se comparăm pentru și dacă vreți, eu nu știu, cineva crede că și vrea ca ei să fie titulari de bază la CSM, fără nicio problemă. 2600 pentru membru CSM-ului înmulțit la coeficientul 13. Și ei în timpul liber ați duc și să ducă lecții la universitate. Ca funcții de asta didactice. Poftim. Inițial proiectul. Inversăm frumos și aplicați-le prevederile legii și eu cred că ei nu o supere. Nici într-o oarecare măsură nu s-a urmărit diminuarea veniturilor. Atunci haideți să revedem la lectura a doua iacta pozițiile respective. Cel puțin să le menținem la ziua de astăzi, dacă dumneavoastră spuneți că 13.000 e pe delay, dar uitați-vă și la coeficienți. Coeficientul, bă, nu știu, pentru... Da, asta deja ține de oportunitate pentru reprezentanții ministerului. În rest nu mai sunt alte obiecții, da? Mersi mult! Stimați colegi, tac, asta politica, 476, da? Supun votului cine este, sau mai bine zis, cine este împotrivă sau s-a abținut de a da un aviz pozitiv la proiectul 476 din 1 decembrie 2020? Rog să vă expuneți. Nu este nimeni, mersi, unanim susținut cu 5 voturi pentru. Mersi. Și ultimul proiect, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021, proiectul 475 din 1 decembrie 2020. Domnul ministru, am spus, poftim. Prezentarea generală se propune să o fac secretarul de stat Tatiana Ivanichkina și ulterior la întrebări răspunsuri practic. Da, poftim. Facem prezentare sau trecem de la întrebări? Poftim. Facem o prezentare foarte succintă, se aude, da, pentru cei care sunt. Da, da, da. Referitor la proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021. Deci, proiectul legii bugetului 2021 a fost fundamentat pe prognoza indicatorilor macroeconomici prezentate de Ministerul Economiei, care prevede o creștere economică în anul 2021 de 4,7% și un nivel a inflației de 2,7%. Per general, proiectul bugetului anul 2021 se așteaptă a fi un proiect de recuperare a pierderilor din anul 2020 ca urmare a pandemiei și calamităților naturale care au afectat considerabil situația economică și financiară. Până a trece la parametrii bugetului de stat, este cazul să menționăm parametrii generale ai bugetului public național. Astfel, veniturile bugetului public național sunt estimați în sumă de 66,9 miliarde lei, ceea ce este cu 6 miliarde lei sau 9,8% mai mult decât în anul 2020.
Cheltuielile bugetului public național sunt estimate în suma de 81,3 miliarde lei, ceea ce este cu 4 miliarde lei sau 5,1% mai mult decât în anul 2020. Drept rezultat, deficitul bugetului public național pentru anul 2021 se estimează în valoare de 14,4 miliarde lei, ceea ce constituie 6,5% din PIB, comparativ cu 8% din PIB, cât este aprobat pentru anul 2020. Principalele măsuri de politici care s-au regăsit în bugetul public național pentru anul 2021 pot fi grupate pe câteva categorii. Prima categorie este susținerea mediului de afaceri. Astfel, în acest scop sunt prevăzute următoarele măsuri. Pentru subvenționarea locurilor de muncă noi create, sunt alocate 200 milioane lei. Pentru subvenționarea dobânzilor la creditele contractate de la băncile comerciale de către agenții economici, sunt prevăzute 30 milioane lei. Pentru acordarea creditelor în condiții preferențiale întreprinderilor mici și mijlocii prin intermediul băncilor comerciale, sunt prevăzute 413 milioane lei și alte măsuri mai sunt incluse în bugetul de stat. În domeniul politicii salarizării se prevede creșterea graduală și egalarea unor valori de referință utilizate la calcularea salariilor angajaților în sectorul bugetar. Astfel, valoarea de referință generală care se aplică pentru calcularea salariilor a peste 80.000 de angajați din sectorul bugetar se va majora de la 1.650 lei la 1.700 lei. De asemenea, va continua politica de susținere a personalului medical prin punerea în aplicare următoarei etape de majorare a salariilor cu 30% de la 1 ianuarie 2021. În domeniul ocrotirii sănătății, suplimentar majorării remunerării lucrătorilor medicali, se propune continuarea dotării spitalelor cu echipamente medicale, continuarea susținerii spitalelor în contextul combaterii pandemiei COVID, implementarea programelor naționale și speciale în domeniul sănătății, având la bază și creditele care au fost contractate în acest scop în anul 2020. Revenind la parametrii principale ai proiectului bugetului de stat, veniturile bugetului de stat vor constitui 41,4 miliarde lei, ceea ce reprezintă o creștere cu 4,2 miliarde lei sau 11,3% față de anul 2020. Cea mai mare parte din totalul veniturilor vor constitui încasările din impozite și taxe, 38,2 miliarde lei. Cealaltă parte sunt granturile în sumă de 1,1 miliarde lei și alte venituri în sumă de 2,1 miliarde lei. Cheltuielile bugetului de stat vor constitui 55,4 miliarde lei, ceea ce este cu 2,2 miliarde lei sau 4,1% mai mult decât în anul 2020. Cea mai mare parte a cheltuielilor în anul 2021 sau 53% reprezintă transferurile către alte bugete, bugetul asigurărilor sociale de stat, fondurile de asigurări obligatorii în medicină și bugetele locale. O componentă importantă a cheltuielilor bugetului de stat sunt și cheltuielile destinate implementării proiectelor finanțate din surse externe, care vor constitui circa 3 miliarde lei. Astfel, în anul 2021 vor derula în jur de 81 de proiecte finanțate din surse externe, dintre care cele mai importante sunt în sectorul drumurilor, în sectorul educației și proiectele de răspuns la COVID și pentru diminuarea consecințelor pandemiei. Alte programe actuale de cheltuieli incluse în bugetul de stat pentru anul 2021 sunt fondul rutier în valoare de 2,4 miliarde lei, care include 1,5 miliarde pentru reparația și întreținerea drumurilor naționale administrate de Ministerul Economiei și 958 milioane lei pentru întreținerea drumurilor locale, care vor fi transferate către bugetele locale de nivel 1 și 2. De asemenea, în anul 2021 va continua programul cunoscut sub denumirea de drumuri bune în valoare de 900 milioane lei. Pentru Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural se prevede 1,1 miliarde lei, la fel ca în anul 2020.
Pentru fondul ecologic sunt prevăzute alocații cu 200 milioane lei mai mult decât în anul 2020, și anume 500 milioane lei îndreptate preponderent pentru proiecte de apă și canalizare la nivel local. Pentru Fondul Național de Dezvoltare Regională sunt prevăzute 220 milioane lei, la fel ca în anul 2020. Având la bază parametrii veniturilor și cheltuielilor, deficitul bugetului de stat este prevăzut în suma de 14 miliarde lei, dintre care proiectele finanțate din surse externe constituie 2,3 miliarde lei, iar restul de 11,7 miliarde lei sunt destinate pentru celelalte cheltuieli din surse interne. Principalele surse de finanțare a deficitului bugetului de stat sunt sursele externe, constituite din intrări nete de împrumuturi pentru suport bugetar și pentru proiecte, și sursele interne, care includ emisiunea netă a valorilor mobiliare de stat pe piața internă și mijloace din vânzare și privatizarea patrimoniului public. În rezultat, soldul datoriei de stat pentru finele anului 2021 se estimează în valoare de 84,9 miliarde lei, ceea ce va constitui 38,3% din PIB, demonstrând un nivel sustenabil al datoriei de stat. Ținând cont de cele menționate, solicităm susținerea proiectului și suntem gata de întrebări. Întrebări, stimați colegi. La mine aici apărut o întrebare, eu ceva nu văd, poate la articolul 10, cotele pentru salarizare, da? La lineatul 2, 1300 de lei mulțit la coeficientul prejat din legea 270, asta pentru persoane cu funcții unitate publică în cadrul autorităților instituțiilor finanțate la bugetul de stat, cu excepție, și mai departe, jucători, procurori și mai departe, secretarul general al guvernului, secretarilor de stat, șefilor, șefi adjuncți ai oficiilor teritoriale a Cancelarii de Stat. Dar mai departe, la celelalte litere, eu nu-i văd pe ei. Ei sunt incluși în valoarea de referință de bază, care este la alineatul 1, 1700 de lei. 1700 de lei este pentru toți, iar derogările sunt prezentate în alineatul 2. Partea judecătorilor ei sunt în 2006. Nu, asta eu văd, 2600 la punctul G. Clar. Mai sunt întrebări, stimați colegi? Nu sunt, trecem la procedura de vot? Da. Încă nu trecem la procedura de vot. Bine că mi-a sămintit, domn Mocam, eu tot mă grăbesc și mă grăbesc. Mersi mult. Poftim. În rezultatul examinării, vreau să menționez că în adresa Parlamentului Ministerului Finanțelor a parvenit și hotărârile Consiliului Superior a Magistraturii 292/25, 293/25 din 13/10/2020, prin care Consiliul Superior al Magistraturii prezintă proiectul bugetului pentru întreținerea instituțiilor, instanțelor judecătorești și proiectul bugetului ce ține de Consiliul Superior al Magistraturii. Și în aceste hotărâri, adică ei propun și, adică în proiect propun cifrele care sunt 452.960 pentru întreținerea instanțelor judecătorești și respectiv pentru Consiliul Superior al Magistraturii suma de 186.684.200 lei. În proiectul bugetului la anexa 3, adică la bugetele autorităților finanțate de la bugetul de stat, sunt prevăzute cheltuielile, dacă le vorbim așa, 421.265,4 lei, și la bugetul Consiliului Superior al Magistraturii, adică organizarea sistemului judecătoresc, 17.534, adică este o diminuare. Asta e ce ține de actele care au apărut la noi și ce ține de proiectul bugetului. Diferența aceea. Da, domnul ministru. Da, stimate domn președinte, cifrele care sunt sonorizate sunt corecte, așa este.
solicitarea Consiliul Superior al Magistraturii a fost o cifră. După aceasta am avut ședințe cu participarea Consiliului Superior al Magistraturii și Ministerul Finanțelor, unde am trecut peste fiecare solicitare din partea Consiliului și reieșim din austeritățile bugetare care le avem, am convenit la aceste optimizări. Ok. Dar cu instanțele judecătorești acolo sunt vreo 70 milioane. Nu, acolo sunt 30 milioane. 28 de milioane. 28. Tot ați trecut fiecare cifră, da? Da, iată diferențele. Da, toate este de discutat. Da. Ok. Restul obiecții de ordin juridic sau tehnico-legislativ nu sunt identificate. Mersi mult. Stimați colegi, trecem la procedura de vot. Este cineva ce nu este împotrivă sau s-a ținut de a da un aviz pozitiv la proiectul 475 din 1 decembrie 2020, proiectul legii bugetului de stat pentru anul 2021? Nu sunt, unanim susținut, avizat pozitiv. Stimați colegi, eu vă mulțumesc pentru că ați fost alături ședința de astăzi. Ne vedem data viitoare. La revedere!